Un accident mortal a avut loc sâmbătă, traficul fiind complet blocat în jurul orelor 17:30 pe drumul național 1 în localitatea Mândra. Două mașini au intrat în coliziune. Ambii șoferi au fost răniți, unul dintre aceștia fiind în comă la sosirea paramedicilor de la Smurd, fiind începute de urgență manevrele de resuscitare. Din păcate, bărbatul nu a mai putut fi salvat, iar cadrele medicale au declarat decesul conducătorului auto. Imediat după aflarea veștii, mulți făgărășeni și-au exprimat regretele față de Viorel Fulga, cel care și-a pierdut viața în accident. Era membru în Consiliul Bisericesc din Mândra și a fost membru în Consiliul Bisericesc al Bisericii Sfânta Trăime din Făgăraș. Un om deosebit, altruist și binevoitor cu toată lumea, așa cum îl descrie părintele Marcel Greavu de la Biserica Sfânta Trăime din Făgăraș. Cel de-al doilea accident a avut loc duminică între localitățile Perșan și Șercaia. A fost vorba de o coliziune între patru autovehicule și de trei oameni răniți. La testarea conducătorilor auto din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat, rezultatul a fost zero. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului rutier.